Vladimir Putin anunță că a mutat arme nucleare tactice în Belarus. Declarațiile liderului de la Kremlin confirmă astfel afirmațiile președintelui Belarus, Alexander Lukashenko. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. У нас это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью. Declarația a fost făcută de Putin la forumul economic de la Sankt Petersburg. Liderul de la Kremlin a insistat că Rusia și-ar îndeplini obligațiile de neproliferare prin păstrarea controlului asupra armelor, dar a instruit trupele belaruse în ceea ce privește depozitarea și utilizarea munițiilor speciale tactice. Anterior, Moscova anunțase că intenționează să depoziteze unele arme nucleare tactice în Belarus, dar care ar fi sub controlul deplin al Rusiei. Liderul Belarusului, Alexander Lukashenko, declarase că țara sa a început deja să primească arme nucleare tactice rusești. У нас ракеты и бомбы мы получили от России. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Mișcarea Moscovei se vrea a fi un răspuns la summitul NATO programat să aibă loc în iulie în Lituania, țară vecină Belarusului. Această desfășurare de arme nucleare tactice în Belarus este prima mutare a Moscovei a unor astfel de focoase în afara Rusiei de la căderea Uniunii Sovietice în 1991. Dacă armele ar fi amplasate la baza aeriană de la Lida, la 40 de kilometri de granița cu Lituania, ele ar putea atinge o mare parte din Europa de Est, inclusiv România.